Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai media, Curtea a pronunțat astăzi o hotărâre prin care a declarat neconstituțională o lege adoptată în decembrie 2020. Legea în discuție a modificat Codul de Procedură Penală, legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și legea privind declararea averii și a intereselor personale. Astfel, Autorității Naționale de Integritate i-a fost atribuit statutul de organ de constatare în privința infracțiunilor de exercitare a atribuțiilor în sectorul public, în situațiile de conflict de interese, de îmbogățire ilicită și de fals în declarații. Începerea urmăririi penale depindea de existența unui act pronunțat de Autoritatea Națională de Integritate privind constatarea încălcării legislației în materie. Criticile autorului sesizării, un ex-deputat în Parlamentul Republicii, au vizat aspecte de neconstituționalitate extrinsecă și intrinsecă. Pe de o parte, unul din argumentele autorului sesizării viza faptul că proiectul legii contestate nu a fost pus în dezbatere în cea de-a doua lectură. Pe de altă parte, autorul sesizării a susținut faptul că legea contestată nu întrunește condițiile calității legii. În opinia sa, existau confuzii cu privire la aplicarea sancțiunilor disciplinare față de funcționarii publici, cu privire la competențele Autorității Naționale de Integritate ca organ de constatare a infracțiunilor și cu privire la continuarea controalelor inițiate de autoritate până la intrarea în vigoare a legii contestate. Conform articolului 74, aliniat 1 din Constituție, legile organice se adoptă după cel puțin două lecturi. Curtea a reținut că textul constituțional, după cel puțin două lecturi, din acest articol nu se limitează doar la respectarea condiției formale a votării legii de două ori. În cadrul celor două lecturi, Parlamentul trebuie să examineze într-o dezbatere plenară conținutul legii în discuție. Curtea a observat că proiectul de act normativ care a stat la baza adoptării legii contestate a fost votat în două lecturi în aceeași zi la un interval de un minut. Proiectul de lege a fost pus în discuție în Parlament pentru prima lectură. Președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a prezentat proiectul, iar în cadrul prezentării s-a dat citire și s-a supus votului amendamentul unei doamne deputat. Un alt deputat a semnalat existența unei erori tehnice. Totuși, nu a existat vreo dezbatere efectivă în Parlament în a doua lectură. Așadar, Curtea a constatat încălcarea articolelor 1, aliniat 3 și 74, aliniat 1 din Constituție. Considerentele referitoare la nerespectarea procedurilor parlamentare constituționale puteau scuti Curtea de examinarea prevederilor contestate sub aspect substanțial. Totuși, Curtea a efectuat și acest tip de control pentru consolidarea raționamentelor sale, precum și pentru a-i oferi legislatorului repere constituționale pentru o eventuală modificare a legii. Așadar, criticile de neconstituționalitate intrinseci au vizat 1. Termenul în interiorul căruia
poate fi efectuat un control al declarațiilor de avere și interese personale și respectiv termenul în interiorul căruia pot fi aplicate sancțiunile corespunzătoare și, 2, condiționarea începerii urmăririi penale pentru unele categorii de infracțiuni de existența unui act pronunțat de Autoritatea Națională de Integritate privind constatarea încălcării legislației în materie. Cu privire la reducerea termenului în interiorul căreia poate fi efectuat un control al declarațiilor de avere și interese personale de la 3 ani la 1 an de la încetarea mandatului, a funcției publice sau a funcției de demnitate publică, Curtea a subliniat că încrederea cetățenilor în corectitudinea persoanelor cu funcții publice și în instituții în general constituie fundamentul democratic al funcționării acestora. Deși are un grad mare de relativitate, încrederea în unele instituții este influențată în mod decisiv de reprezentanții acestora. În conformitate cu principiul fundamental al statului de drept, persoanele aflate în funcții publice trebuie să demonstreze că îndeplinesc standarde ridicate în materie de integritate. Reducerea termenului în interiorul căruia poate fi efectuat un control al declarațiilor de avere și interese personale de la 3 ani la 1 an de la încetarea mandatului, a funcției publice sau a funcției de demnitate publică, precum și aplicarea imediată a noului termen în raport cu procesele pendinte la Autoritatea Națională de Integritate, puteau conduce la impunitate, adică absolvirea de răspundere a unor funcționari publici. Prin urmare, controlul declarațiilor de avere și interese personale putea deveni unul teoretic și iluzoriu. Aceeași concluzie a fost valabilă și în raport cu termenul în interiorul căruia pot fi aplicate sancțiunile corespunzătoare pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. Cu privire la existența unui act definitiv pronunțat de Autoritatea Națională de Integritate privind constatarea încălcării legislației în materie pentru începerea urmăririi penale pentru anumite categorii de infracțiuni, Curtea a reținut următoarele. Rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și al limitărilor efectuat de către Autoritatea Națională de Integritate sunt reflectate într-un act de constatare. Organului de urmărire penală îi revenea sarcina de a constata dacă există o bănuială rezonabilă pentru începerea urmăririi penale. Totodată, în baza unor probe, organul de urmărire penală putea ajunge la o altă concluzie pe marginea celor constatate de către Autoritatea Națională de Integritate. De asemenea, persoana supusă controlului de către Autoritatea Națională de Integritate putea contesta actul emis în fața instanței de judecată. Dacă persoana nu contesta actul Autorității Naționale de Integritate, atunci actul respectiv devenea definitiv. Totuși, în ipoteza în care actul era contestat în fața instanței de judecată, începerea urmăririi penale nu era posibilă până la pronunțarea unui act definitiv pe marginea cauzei respective. Mai mult, actul Autorității Naționale de Integritate putea fi anulat de către instanța de judecată și din motive procedurale. Aceste împrejurări puteau conduce
la obstrucționarea începerii urmăririi penale și în cele din urmă la expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală. În consecință, Curtea a declarat neconstituțională legea numărul 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative. S-a constatat că legea era contrară articolelor 1 aliniat 3, 20, 74 aliniat 1 și 124 din Constituție. Vă mulțumesc!